Bună seara, stimați telespectatori! A trecut o săptămână de toamnă de data asta, cu puțină ploaie pe unele locuri, cu altele cu vișelie, cu puțină răcoare, dar așa e toamna. Pe lângă fenomenele meteo cu care, prin amplificarea lor, creează o stare de suspans, de panică a populației, că așa te poate ține în frână un guvern, altceva ce am putea spune. În afară de faptul că este o stare tensionată, este o stare de nemulțumire, se creează niște direcții colaterale fără importanță, avem ba pensiile. Cu pensia lucrurile sunt clare. Articolul 15 al Neatul 2 spune foarte clar că legea civilă nu retroactivează. De stimați pensionari, nimeni nu vă poate lua un leu din pensie. Cu toate astea, primul ministru a promis că nimeni nu va pierde un leu la pensie. Deci, din punctul ăsta de vedere, cât o da, Dumnezeu cu mila, la unii mai mult, la unii mai puțin. Este adevărat că erau niște nedreptăți, dar o nedreptate nu se realizează prin alte nedreptăți. Îndreptățesc sau bucur pe unii și îi întristez sau îi fac pe alții să plângă. Trebuie găsit întotdeauna un echilibru. Bineînțeles, la aproape 5 milioane este greu să împaci pe toată lumea, dar esențial e să împaci marea majoritate, iar câteva cazuri izolate, discutate de la caz la caz, bineînțeles, în cadrul unei legi. Asta este un subiect. Al doilea, Șoșoacă, a devenit un subiect național. De ce? Tot artificial. Pentru că Constituția României, asta e cartea fundamentală, asta e legea legilor, nicio lege n-are voie să se abată de la prevederile acestei Constituții. Aceasta, în Constituția României, spune că cetățenii sunt egali în fața legii și autorității publice, fără privilegii și fără discriminare. După aceea, funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate în condițiile legii de persoane care au cetățenia română și domiciliu în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor demnități. În condițiile aderării la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile administrației publice. Altă reglementare, vreo constrângere, nu este. La articolul 37, unde scrie dreptul de a fi ales, au dreptul de a fi ales cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute de articolul 16, alineatul 3, cel care vi l-am citit mai înainte, că sunt egale, toată lumea are egalitate șanse, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice potrivit articolului 40. Deci lucrurile sunt clare. Oricine are dreptul de a fi ales în condițiile legii. În rest, și acesta este un motiv fals, pentru că, de fapt, o ridică pe doamna Șoșoacă cu aceste lucruri. Ai dreptul să fii europarlamentar, dar n-ai dreptul să fii ales președintele României. Pentru un român este mai importantă această funcție de președinte, fără niciun fel de discuție. Dar nici calitatea de europarlamentar
nu este de aruncat. Deci nu poți să spui că asta e așa și cealaltă e altfel. Iar povestea cu și aici ar trebui schimbată, regula cu a strânge semnături, este, cum să vă spun, un fel de joacă. Chinui niște oameni, îi chinui în adevăratul sens, pentru că normal această strângere de semnături ar însemna și o campanie electorală. Asta ar însemna. Păi dacă te obligă să ai 200.000 de semnături, un om are capacitatea să strângă mâna la 200 de oameni să-i mulțumească că-i dă votul? Nu. Și atunci sunt niște interpuși care strâng aceste semnături, de multe ori nu în condiții prea ortodoxe, dar le strâng, și eficiența care este? Bani cheltuiți. Dacă ar fi măcar bani cheltuiți din buzunarul lor, a celor care candidează, da. Dar sunt bani cheltuiți de la dumneavoastră, de la noi toți, din bugetul statului. Cam aceasta este o parte din ceea ce se întâmplă astăzi. Astăzi am ca invitat pe inginerul Doru Scăpcaru, președinte UGIR, și o să discutăm despre încotro Uniunea Europeană, încotro România. Stimați telespectatori, marea majoritate a dumneavoastră cunosc istoria zbuciumată a Europei. De când o știm, tot se războaie. Război, război, război. S-a format această Uniune în 1953 pe baza comunității cărbunelui și oțelului, cei doi miniștri de externe ai Germaniei și ai Franței și ai Germaniei, pentru a ușura și a eficientiza, mai bine zis, transportul pe canalul Mânece cu Anglia. Uniunea Europeană astăzi are 28 de țări conduse de Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Europei, ca organe executive și legislative, cu președinte la fiecare organism. Numai că de o bucată de vreme, în loc să se unească, să se discute un limbaj comun prin prin obiceiile proaste pe care le-au căpătat imperiile, fostele imperii din Europa, au tratat pe ultimii veniți, de fapt nu i-a mai tratat, nici nu i-a mai primit la masă. Nu mai sunt cetățeni de rangul 1 ca francezi, germani, englezi când erau, ci nici măcar cetățeni de gradul 3. Noi avem cea mai scumpă energie din Europa. Noi avem printre cele mai mici salarii. Noi s-a distrus toată industria, toată economia. Importăm 80% din mâncare când România putea hrăni 80 de milioane de locuitori. Și tot așa. Am vrut să facem irigație? Nu. Faceți irigație prin picătură, că risipiți. Cum să vă spun, încălzirea prin lemne, prin cărbune, producerea energiei electrice prin cărbune, nu polua, adică polua, dar poluarea față de poluarea globală înseamnă nimic. Înseamnă absolut nimic. Noi am închis termocentrale, nemții le-au folosit și am ajuns să importăm energie la cel mai mult preț.
ni se explică că la ei analfabeți, că energia se produce în sudul Europei și rețeaua, interconexiunile dintre sistemele mai multor țări nu permit să se transporte mai mult și atunci prețul la noi este mai mic. Stimați concetățeni, este un lucru spus fie răuvoitor, fie din neștiință, fie un lucru care vrea, un om care vrea să vă manipuleze pur și simplu. Prețul mai mare este că noi suntem puși să plătim mai mult. Cine încasează banii? Marele companii din fostele imperii care au cumpărat distribuția energiei electrice din România. Punct. Dar lucrurile nu sunt numai la noi. Conducătorii noștri din totdeauna au luat poziția ghiocelului. N-au știut să negocieze, nu se bat. Dar sunt țări care se bat. Polonia, Ungaria și nu numai. Slovacia își apără drepturile. Eu nu-i condamn pe cei din Europa, nu-i încearcă. Ei cer. Dar nu știu ce să facă. În afară de regulamente care sunt obligatorii, mă refer la regulamentele Uniunii Europene, restul trebuie adaptat la condițiile concrete din fiecare țară. Ei îți dau tema, tu te duci cu rezolvare, numai că rezolvarea ta e o tâmpenie, ei ce o acceptă și după aceea nu-ți mai dă voie să modifici. Și pățești cum ai pățit cu 9,4 la pensii până în 2070. Vinovați sunt în primul rând ai noștri și iertați-mă că spun o vorbă care nu o să vă placă, vinovați suntem noi toți că îi tolerăm. Cine le-a dat puterea? Noi, prin vot. Am luat atitudine? Nu. De ce? La unii le frică că își pierd privilegiile, la alții așa au fost educați să stea ascunse în păpușoi? Nu. Nu asta este soluția într-o lume în care nimeni nu-ți dă nimic de pomană, ci trebuie să te lupți să-ți iei partea ta. Am ca invitat azi pe inginerul Doru Scripcaru, o persoană bine cunoscută dumneavoastră, președinte Ugiriaș. Doru, raportat la cele câteva teme care le-am anunțat, vreau să comentăm împreună ce avem de comentat. După părerea mea, Uniunea Europeană merge într-o direcție total greșită. Uniunea Europeană, prin ceea ce face, după părerea mea, distruge democrația. Uniunea Europeană, după părerea mea, va duce la sărăcirea țărilor care compun. Pe Anglia deja a făcut-o. Spun toate acestea și vin cu câteva exemple. Cum poți considera că această Uniune este structurată și este condusă normal când tu îți trimiți un parlamentar de-a tău ca să fie comisar european fără să știi ce portofoliu primește. Deci înseamnă că a pune niște oameni care să dirigeze marile direcții de economie, de transport, de rezolvarea problemelor sociale, să pui oameni competenți, Uniunea Europeană nu are nevoie de așa ceva. Nu are nevoie. Dai un om, ăla poate să stea acolo, este suficient că îl plătesc și câți bani îi dau el va tace. Deci, asta este realitate. Deci, nu poți să pui carul în fața boilor. Nu poți. Adică, normal, o structură adevărată s-adunau, vedeau care sunt problemele, discutau cu președinții de stat, cu premierii, ce probleme au și în funcție de ce probleme au, fie că le-au rezolvat foarte bine și atunci dai un comisar care să implementeze ceea ce tu în țară ai rezolvat, fie îți dau un comisar care să te ajute să-ți rezolvi ținând cont de ce fac corect celelalte țări.
Dar ideea mare de la care trebuie să înțelegem este că primul document... Da, e un lucru, vreau să fiu sigur, spune, că a înțeles comisarii, chiar dacă e român, el acolo nu slujește România. Nu, el toți, slujește problema pe care își rezolvă acea problemă europeană pentru toate. Sigur că da, da. Ca orice slujbaș. Da. De foarte multe ori și în special cu dumneavoastră spuneam că în 1941 pentru prima dată în acel manifest de la Ventotene s-a discutat și s-a explicat clar că țările europene trebuie să formeze o uniune. Dar modul în care... În 41, da. Era perioada de război. El îi spuneau că s-ar putea ca Uniunea Europeană să fie realizată de Hitler dacă el va câștiga războiul. Tot ei răspundeau, cei doi sociologi care făcuse manifestul, spuneau că nu crede, fiindcă economia Germaniei este mai puțin decât suma economiilor țărilor care sunt împotrivă și deci Germania va pierde, dar oricum spunea că Uniunea Europeană va fi și spunea clar, va fi un act politic, fiindcă politic se poate realiza. Dacă nu interveneau americani, mai câștiga, mă știi că Uniunea Europeană războiul cu nemții? Dragul meu, mi-e greu de spus. Gândiți-vă, nu, gândiți-vă dacă că... România nu întorcea armele în alea și se spune, se recunoaște de mulți specialiști că a scurtat războiul cu 6 luni. Păi în 6 luni Hitler avea bomba atomică. Da, și asta e adevărat. Dar vreau să spun altceva, că gândiți-vă că cea mai formidabilă armată a avut Napoleon. Și când s-a dus, a ajuns și a cucerit Moscova, dar iarna l-a terminat și s-a întors înfrânt din 10% Rusia. din falnică armată. Armată, de-abia s-a întors, vai de capul lor, cum și așa. Degerați, deci, bolnavi, este foarte, foarte greu ca să spui ce și cum. Mai mult decât atâta. Era dar asta era la 1814, da, nu? Da. După lupta de la Waterloo, da, nu? Mai mult în perioada asta era și războiul din Pacific. Fiindcă și soarta războiului din Pacific, dacă ar fi fost invers, dacă, spre exemplu, n-aveau șansă, dar zic așa, prin absurd, forțele japoneze ar fi câștigat, s-ar fi schimbat mult. Dar cert este că ideea celui de-al doilea război se traduce, din punct de vedere economic, într-o situație la nivelul planetei bună, fiindcă după acest război, foarte, foarte multe colonii devin țări independente, suverane și așa mai departe. Deci, ruperea din colonii a unor mari țări, India, chiar dacă au rămas în continuare, vezi, recunosc pe regină, este o treabă... Nu? Ei, dar și astea sunt mari, India, Australia, Canada, dar foarte, foarte multe țări mici și-au câștigat independența. Deci lucrul ăsta, sub aspectul omului, a celor care trăiau în aceste țări, este o treabă grozavă. Nu mai depinzi de ceea ce cel care ți-a cucerit îți hotărăște soarta. Deci vrei să spui că înainte imperiile luau de la colonii ce le trebuie, da? Da, și aveau un guvernator acum care... Acum trăim un nou sistem imperial? Da, adică da. Bogățiile să iau sub alte formă? Da, da. Cum, atunci erai condus de un guvernator. Acum îți dă voie ca acel guvernator, acel președinte de țară care l-a aleși Chipul Netun, este promovat... Care zici că l-a aleși, este promovat de cei de la Bruxelles, din America și așa mai departe. E mai mare lume, da. Da. Mai este o treabă. Dacă discutăm că această Uniune este democrată, gândiți-vă că ea, pe zi ce trece, vrea să domine economic, să... domine politic, economic n-ai cum decât prin forță sau prin forța cu ghilimele, nu trebuie să înțelegem război sau nu știu ce, ci doar că plătești niște cost de topor în țările respective și îți fac ce jocul. Fiindcă nu poți să dai chiar noi suntem în situația asta. Da, absolut așa, este pe față. Nu poți să dai o directivă
care rezolvă o problemă economică, atâta timp cât nu poți compara posibilitățile deosebite ale noastre în agricultură cu nu știu care țară care, vai de capul ei, trăiește pe munte și așa mai departe. Da, trăiește. Bun, că ei vor. Adică noi murim. Noi murim. Așa. Și atunci o problemă economică se rezolvă la nivelul țării. Și atunci când tu ai pus acolo comisare, ai ales comisare, ai pus președinți care ți-s subordonați, bineînțeles că îți faci jocul. Treaba este evidentă legată de COVID. Când practic Ursula a negociat, eu vreau atâtea milioane, așa, tu iei atât, așa. Vrea, i s-a impus, păi. Și ei s-a impus. Hai să mai lămurim un lucru. Uniunea este în pericol de a fi sufocată de cele două mari puteri ale lumii. Pe de o parte este America și pe de altă parte este China cu Rusia alături. Deci cele două mari puteri. Ele în jocul lor ar trebui să apară această uniune care are 400 de milioane de locuitori, care înseamnă foarte mult, și 400 de mii de kilometri pătrați, care înseamnă o suprafață foarte mare, așa, și are o forță. Nu spun de tradiție, nu spun de cultură. Forță intelectuală, deosebită. De aici a emanat și bineînțeles și Japonia, China, cultura pe mapa mond, din și din Africa. Păi, America s-a dezvoltat în urma colonizării. În urma războiului franco-englez. Franco-englez, nu? Haideți să spunem. Da. Și chiar America a fost... Iar negri au fost băgați în... Nu, negri. Băștinași au fost băgați în rezervații. Da. Le s-a dat mărgele și niște bani. Da. După care au adus negri din ca să muncească pe plantații din Africa. Bun. Și bun. Sunt prima putere din lume, sunt, le merge bine, dar noi vrem să ne meargă și nouă bine în Uniunea Europeană. Dar în condițiile actuale în care nu există transparență totală, nu există acel spirit în care s-a format Uniunea Europeană al multiculturalismului. Deci, avantajul economic. Țări demne, care au motive să fie demne și care nu acceptă să-i se pună piciorul pe gât. Nu acceptă, sub nicio formă. Cât de mici ar fi aceste țări. Și atunci, dacă nu există o politică centrală în care toată lumea să încerce să-i mulțumești pe toți și nu este un lucru ușor, încep să apară aceste voci. Și primele voci au apărut în fostele țări din flancul estic. Ungaria, România, Polonia. Dar dumneavoastră puteți să-mi răspundeți la altă întrebare. De ce în această Uniune Europeană nu sunt absolut toate statele europene? Asta e altă temă. Asta spune totul. Asta spune totul. Deci înseamnă că acele condiții care le oferi tu, acea dorință de a fi împreună, nu se poate realiza. Dar nu poți să faci dragoste cu Dasila. Nu poți. Și atunci apare o altă treabă pe logică. Timpul o să le convingă pe acele țări că au făcut bine sau au făcut rău. Deocamdată, dacă ne uităm că Anglia a ieșit, ne luăm după ei și nu știu, o țară foarte puternică. N-am spus că e bine sau e rău, dar deocamdată nu ne-am adunat cu toții. Nu le convenea la un moment dat. Erau mari contributori în Uniunea Europeană, mari contributori, iar ei au imperiul lor cu care sunt îndestulați. Doru, din cască îmi spune pauză. Pauză. Hai să dăm pauză. Pauză publicitară.